la 7 același cât când împart la 5. Și am luat un model pe 108. Când îl împarți la 7 îți dă un cât, când îl împarți la 5 îți dă alt cât. Da. Dar restul, vezi tu, prima dată restul a fost 3 și nu 5. A doua oară este bine restul 3. Deci nu-i vorba de 108, ci alt număr. Da. Numai am insistat pe chestia asta ca să înțelegi de ce am spus egalitate cu cele două câturi. Sorina, hai să faci următoarea chestie acum. Hai să scădem din ambele numere pe 3. Dacă scădem și din stânga și din dreapta pe 3, deci minus 3, atunci apare egalitatea. Scrie-o, te rog, să scriem împreună. Vine 7C1 7C1 plus 2, că 5 minus 3, da? 2. E egal cu... Dar nu 7C2 ești, nu mai lăsa să greșesc. Nu era bine. 5C2. Vezi, 5C2 era. Ai înțeles? Am copiat de colo-colo prost. Așa. Mă rog, hai să ne mobilizăm din nou. Că ne-am pierdut un pic acum în negheșițiu și să ne conectăm din nou în negheșițiu. Deci, 7C1 plus 2 egal cu 5C2. Cred că știu și care. Ia să vedem cum zici tu, că de ce? Cred că care, știu care e ceu. Cum faci tu că să știi care e ceu? Că nu mă pricep deloc. Stai puțin, că trebuie să mă gândesc și eu puțin nou, o clipă. 7 ori cât plus 2 să facă multiplu de 5. Da, da, asta mă gândeam. Da? 7 ori cât. Ne gândim la mulțirea cu 7. 7 ori cât să apropii 7 ori nu 7 și cu 2 nu-i multiplu. 7 ori 2 e 14 și cu 2 e 16, nu-i multiplu de 5. Că... 41, 7 ori 4. Care să dă 3... Ceva cu... Da, 9. 7 ori 9, 63 și cu 2, 65. Excelent! 65. Deci 5 ori 9, 5 ori 9 egal cu 45. Deci e clar că, că e multiplu de 5. Da. E bine? Da. Mai vedem încă o dată. Dar până la 9 mai merge vreo 9? Ia să vedem dacă mai merge. Dar da, sigur să nu merg. Pe 5. Hai să vedem. 5. 7 ori 5, 35. Da, plus 2. Și cu 2? 35 cu 2 fac 37. 7 ori 5 egal, 7 ori 4 este egal cu... 28. 8 plus 2 egal cu 40. Și multiplu de 5. Ce număr am zis? 4. 4, 4, 7 ori 4, 28. Și cu 2? 30. 30, care e multiplu de 5. Că 5 ori 6. Da, da, e 40 acolo. Păi 40, dar îți împarte 40 la 5. 5 ori cât fac 40? 5 ori 8. E altce. Da, dar ce trebuie să fie exact? Nu e același. Nu e același. Nu e același. C1 și C2 sunt numere diferite. Aici și aici C1 și C2 sunt numere diferite. Da, și de împărțitul și de împărțitul e același număr. De împărțitul este același, de ce m-am pus eu egalitatea? Este același de împărțit număr care îl căutăm. Număr, același număr de împărțit. Același număr de împărțit îi. Care împărțit la 7 îmi dă restul 5, împărțit la 5 îmi dă restul 3. Da. Și noi am scris egalitatea dintre cele două care m-a dus aici. Și acum am putut toată problema aceea. Fii atentă. Tot ce mi-a spus autorul că împărțit am adus-o aici. Da. Și acum noi aici e privim. Și ne concentrăm foarte tare. Spune așa mai 7 ori cât? Plus 2 se facă multiplu de 5. Deci hai să nu mai stic cu 1 ori 7. 1, bun. C-ul 1 să fie egal cu 1. Nu luați, că gata, știu. Merge, merge, da. Da. Hai să luăm pe 2. 2. 14 plus 2, 16. Nu, nu merge. Nu merge. 3 ori 7, 21 plus 2 egal, nu merge. 4, am zis că merge. Bun. Deci o primă variantă e C-ul egal cu 4. Și atunci vine 7 ori 4, să scriem chestia asta ca să vadă toți, da? 7 ori 4 plus 2 fac 30, care 30 se scrie ca fiind 5 ori 6.
Da? 4. 7 ori 4 plus 2. E egal cu 30? 30 egal cu 5 ori 6, e multiplu de 5. Așa. Bun. Și acum, Sorina, hai să ne întoarcem. Cât este D-ul în condiția asta? D-ul va fi egal cu 7 ori C1, 4, ori 4, plus 5, și face 7 ori 4, 28, 8. Și cu 5, 33. 33. Dar nu poate să fie și chiar și 9? Că am zis că merge 9. Sigur că da. Dar prima variantă care am găsit-o. 4. Deci, hai să vedem acum. El împărțit la 7 ne dă restul 5? Da. Ia împărțit. 33 împărțit la 7. Unde? Cât vine 33 împărțit la 7? Merge de 4 ori. Și restul este până la 33, 7, 4, 28. Și până la 33 este 5. Bun. Dar același acum, același 33 împărțit la 5 merge de 6 ori și restul este cât? Restul este 3. 3. Că 30, de ce vine? 33 împărțit la 5 merge de 6 ori, 6 ori 5, 30. Deci primul număr găsit de noi este 33. Da. Alt număr. Și mergem la alt număr. Altă variantă lui ce? Ce e egal cu... Puțin. Ne gândim care variantă. Mai continuăm puțin, că așa, poate așa. Mai este încă una. Sigur că da. 5. 6 ori 7 este egal cu 42, nu merge? Nu, dar 7 ori 5, 35, cu 2, 37. Strică. M-am gândit că și nu merge, deci îl sărim peste el. Că... Da. 6. 6. Nu merge. Nu merge. Așa, 7 ori 7, 49. Și cu 2, 51 nu merge, merge. Că nu merge, nu se part la 5. 7 ori 7, așa am zis. 7 ori 8. 56 plus 2 egal nu merge. Deci singura variantă că mai este 9. 9. Bun. 9. Și atunci, el satisface calitatea, așa, numărul D va fi egal cu 7 ori 9 plus 5. 7 ori 9, 63. Da. Și cu 5, 68. 68. 68, nu? Da. Și este bun? El este deștept? Este în stare când îl împărțim la 7 și de restul 5? Ia să vedem. 68 împărțit la 7 merge din 9 ori. Da. 97, 63. Și până la 68 restul 5. Da. Bun. 68 împărțit la 5 merge... O dată, 18, 5, 2, de 3 ori, 15, din 18, 3. 3. Deci, 3. Hai să punem următorul, este? Ia să vedem cât va fi ceul, dacă tu te prinzi, hai că sunt foarte curios dacă te prinzi. De la 4 la 9. Ceul va fi 4 și 9. O dată 4, altă 9, C2, așa, C3-ul. Cât să fie C3-ul ca să meargă? Dacă te poți prinde. C3 ca să meargă. Da, să meargă. Uite, 10 merge. Hai să vedem 10. 7 ori 10, 70. Plus 2, 72. 72 nu se pare ca 5, nu-i multe plus 5. Asta e 11. 11 ar fi 77 și cu 2. Nu! 12 ori 7, cât fac 7 ori 2, 14, și 4 și cu 2, 6, se termină cu 6, și nu e multiplu de 5. Nu, 13. 13, 3 ori 7, 21. Stai puțin, 21, nu, gata, să duci de tot. Și cu 2, 21 și cu 2, nu merge, nu? Da. 13, 14. Stați, domn profesor, de ce mai socotiți? Mă trebuie eu pe dumneavoastră, de ce mai socotit? De ce? Nu mai trebuie să socotit? Mai merge și unul? Mai trebuie, mai mergem. 14 și 19. 14 și 19. Te-ai prins. Deci, 4, 9... Ține ultima cifră de ea. Aia joacă foarte bine. Ultima cifră, extraordinar, spectacol este.
Este momentul în care am rezolvat problema. Senzațional. Deci toate numerele care se termină cu 4 și cu 9 fac treaba bună. Da. Deci numerele acelea sunt de forma puncte, puncte, 4 sau puncte, puncte, 9. Da. Deci ce o aparține? E spectaculos. Spectaculos. 14. Deci toate numerele care se termină ultima cifră cu 4. 24. 34. Toate vor face chestia asta. Da. Da, aș vedea la 5. Și de ce nu este autorul? Cine a spus? El vor fi la multipli de 5, fără discuții. Da, dar să dea restul, să fie întotdeauna. Hai să vedem. Împărțitul la fel. Da, să fie același de împărțit, uite. Da, celul la 2 nu l-am aflat încă. Am aflat numai pe primul, care este 6, dar al doilea, 68 împărțit la 5. Dar nu e 68? 68 la 9. Pentru 9. Hai să vedem un astfel de număr. Să-l descoperim pentru 14, ai spus, nu? Mm. Pentru 14 să luăm. Deci dacă... Dar stați puțin. N-am terminat încă exercițiul ca să putem să aflăm, să vedem dacă D-ul e egal cu tot... Care e forma lui D? Da. Hai să vă terminăm și cu C-ul ca să ne fie mult mai ușor la sfârșit. Bun. Asta înseamnă că dacă îl știm pe C, îl putem înlocui în teorema împărțirii cu rest. Și îți vine așa. Când C egal cu 1, 4, cu 14, da. Da? Atunci, ce 1, da? Atunci D-ul va fi egal cu 7 ori 14 plus 5. Și va face 7 ori 4, 28. 28 plus 28, 7 ori 7 și cu 2, 9, 98 plus 5, face cât? 100, cât? 103. 103. Ia să vedem, ăsta e deștept. Într-adevăr, 103, dacă îl împart la 7, îmi dă restul 5. Da, da? 5. La 7, merge de 14 ori. Da, 14 ori. Plus restul, deci face egal cu 7 ori 14, plus restul 5. Dar tot 103, dacă îl împart la cine? La 5, vine 5 ori 20, plus 3. Este adevărat. Deci acesta e numărul deștept. Dacă le iei cu 14, dacă le luăm cu 19, iar îl găsim? Da. Deci putem să au o grămadă, are o grămadă de numere pot să fie. Și ce a spus autorul? Citește încă o dată problema, că îmi place forme, dar de ghiștiu. Zi-mi încă o dată ghiștiu la început. Da. Determinați? Aflați cel mai mare număr natural care e împărțit la 7, de restul 5 și împărțit. Țin la 5, de restul 3. O făcut-o greșit autorul. Eu n-am spus cel mai mare, cel mai mic. Că multe sunt mari. Toate numerele. Până la infinit, oricum. Care avea ultima cifră 4 și ultima cifră 9, au calitatea asta. Dar nici măcar n-am zis de câte cifre să fie. Ei nu au spus de câte cifre, sigur că da. Deci, ia gândiți-vă, dacă ar fi la școală, aș merge la școală și aș sta lui doamna că aș face o grămadă de numere armării, tot. Ți-a făcut preghiță, e frumos, e spectaculos chiar. Din nou l-am descoperit pe autor, care o slăbiciune aici, determinați pe cel mai mare număr, a spus el? Mai, uite, noi 103 satisface calitatea asta. Când dacă luăm pe 19 și el satisface. Da. 24. Hai să-l vedeți pe 24, că și el merge. Da. Pe 29. Dar hai să-l aflăm chiar pe cel mai mic, face tot ce... Sigur că da. Ca să rezolv și mai există un contextul în care l-am înțeles acum. Da, pentru cel mai mic, cel mai mic număr este acesta, Sorina. Da, și cel mai... Așa. Dar care este? 5,
cu C e egal cu 4. Da. Când C e egal cu 4, 7 ori 4, 28 și cu 5, 33. Da. Deci cel mai mic număr este 33. Asta, dacă spune autorul, îi putem da răspuns. Dar cu cel mai mare, din păcate, nu-l putem găsi că sunt din ce în ce mai mari. Deci, nu, deci numai 4 este. Cu CO4 și numărul care e căutat e 33. Da, atât. Deci numărul căutat e 33. Și, și la 5 ce este 6? La 5? Unde? La 5 ce plus 3. 5 ce... 5C plus 3 aici? Da. Este același D. Uite, 5 ori 6. Da, da, este același D pentru că... Dar câturile sunt diferite la 33, da? Da. Important este că 33 satisface la ideea. 33 împarte tu să vezi, te convingi. Nu, dar nu trebuie să împart, pentru că sunt sigură, pentru că dumneavoastră chiar a zis, am făcut odată oral. Da? Deci 33 împărțit la 7 îmi dă restul 5, iar împărțit la 5 îmi dă restul 3. Este cel mai mic număr. Ele sunt și alte numere ușor de descoperit. 68. Da. Împărțit la 7 îmi dă restul 5 și împărțit la 3, la 5 îmi dă restul 3. Deci sunt suficiente numere. Și ăsta este unul, dar pe cel mai mic dintre ele, sigur, pe 33. Cel mai mare nu poate fi descoperit, că sunt suficient de mari. Nu am nicio limită. Da, chiar au nicio limită, n-au. Da, da, da. Din păcate, din păcate, să spunem pe cea dreaptă, autorul l-a prins din nou descoperit, a formulat un exercițiu greșit, nu cel mai mare, cel mai mic număr. Dar nu există cel mai mare număr. Nu există, nu-l poți găsi. Că cel mai mare, dacă ne oprim la unul, este altul și mai mare decât el. Și spune că ar fi ăsta, este altul și mai mare. Deci nu putem vorbi... Ai spus un lucru senzațional. Nu putem vorbi cel mai mare. Pentru că noi... Nici măcar nu putem să-l bănuim. Nici nu-l putem bănui. Deci el e atât de mare încât nu-l putem reprezenta. Da? Ar fi așa. Știi cum ar fi? Ca și cum ar spune, cine e cel mai mare dintre ăsta și cel mai mare dintre ăsta? 4 și cu 9. Nu. Așa ar fi, nu? Cu foarte multe cifre termina cu 4 și foarte multe cifre termina cu 9. Ori asta, imposibil să putem judeca aici. Îmi pare rău de autor. Iată, a încăput pe mâna noastră, nu? Autorul cu ieșițiul ăsta a încăput pe mâna noastră și l-am făcut ferveniță. Am dezbătut. Dacă s-a uitat la videoclipurile dumneavoastră, pe Dumitru Sărbăluiescu, parcă. Da, 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 da. Așa, cred că ar muri că ar format exercițiu. Da, n-a fost atent. Și numai el, ci și autorii ceilalți. Nu, n-au prins deci, bine. Deci, dacă vrei să formezi o problemă, trebuie să te sfătuiești cu alții. Sigur că da. Știi... Mai multe idei la un loc formează altă mai bună. Da, 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 ajungi la o idee mai deșteaptă. Iată că pot să fie slăbiciuni. Corect. Dăm următorul exercițiu. Avem mai multe subpuncte. Ăla, ăsta, care urmează acum? Da. E 25-ul? Da. 25, la aceeași pagină, văresc? Da. Și să vedem ce vrea să ne spună. Opa, asta să vedeți și frumoasă. Să auzi, să vedem. 25, avem 4 subpuncte. Oho. Care A este oricum reprezentat, primul la rezolvare. Deci ce am mai descoperit noi? Că luându-ne și apun de exercițiu foarte atent, l-am găsit și multe slăbiciuni în formulare, nu? De către autor, multe lucruri care, mă rog, nu trebuia să le scape doar. Hai să zicem. O carte poate să aibă chiar multe greșeli, nu mai trebuie să le descoperi. Asta e povestea. De aceea când facem lucruri pe înțelesul tuturor, și elevii pot să descopere greșelile, da? Zicem. Stați puțin să copie aici un exercițiu. Da. Așa. Există numerele naturale care împărțite la 18 dau restul 14, iar împărțite la 6 dau restul 5. Deci, ne întreabă, este numere naturale?
E întrebare. Da. Da? Există numere, găsiți-le, zice. Găsiți-le, așa trebuie. Găsiți toate numerele naturale care împărțite la 18. Noi trebuie să răspundem, da, există acolo. Bun, nu, așa. Nu, găsiți toate, așa trebuie. Găsiți numerele naturale. Există numerele naturale care... Ar fi ca o întrebare de română. Da. Asta așa a formulat-o. Da. Există oare numere care împărțit la 18? Să dea rest, să dea câtul cât. Da, dacă a lucrat un om adult la o problemă din astea și nu și-a dat seama pentru că poate a uitat cu timpul, a scrie acolo, da, există. Așa un răspuns nu poți să dai așa. Ci nu trebuie... poți să dai un răspuns, dar așa... Ci ca urmare așa au... îți dă... Ci ca urmare au unei judecăți. Noi trebuie să arătăm că există sau nu există. Da. În cazul că nu există, spunem nu. Avem timp mare, nu? Da, putem opri aici, putem opri aici și să meargă la nas și până continuăm lecția. Vezi la ce un minut am oprit și să continuăm.